Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Închipuiți-vă pentru o secundă că scrieți o carte, munciți la ea, credeți în ea, nu v-a obligat nimeni să o scrieți. Este dorința voastră de a arăta lumii cine sunteți și cum gândiți ca cercetător, mă rog, ca academician. Știți că dacă veți scrie această carte, veți avea parte de o mărire de salariu, de o recunoaștere a calităților dumneavoastră și că veți fi privit mai bine de toată lumea. Și terminați cartea de scris, ce faceți cu ea? Teoretic, bănuiesc că ați vrea să o arătați tuturor, nu? Că despre asta e vorba în povestea asta, să vă lăudați, să primiți laude, dopamină. Poate mai puțin când ești ministru în România, cum e domnul Bode. Teza lui de doctorat poate fi studiată la Biblioteca Națională doar în condiții speciale, adică o poți citi doar acolo, nu fizic, ci de pe ecranul unui computer. Și dacă vrei să înveți de pe ea, trebuie să-ți iei notițe cu un creion. Așa că USR a copiat cartea cu pixul și a rezultat că domnul Bode a copiat pasaje din carte, din Wikipedia, fără a spune asta. Asta așa, doar la o primă vedere, o să mai aflăm ce urmează. De aici au venit acuzațiile de plagiat, dar numai cazul în sine este de râsul curcilor. Auzi o carte ținută sub cheie și la care trebuie să faci cerere și vine un funcționar să te păzească când citești o carte. Vă dați seama, oameni buni, cât de ridicolă este această situație? Dar să nu ne oprim. De câteva zile, domnul ministru Bode are de dat explicații despre o achiziție de mașini BMW pentru poliția română. Trec peste incapacitatea statului nostru de a cumpăra mașini produse local sau de a cumpăra mașini de la companiile care investesc în România. Dar această achiziție este făcută de la un apropiat al președintelui. Mai mult, caietul de sarcini era îndreptat în direcția achiziției acestui tip de mașini și altora trei care sunt ceva mai scumpe. Să ne amintim și că sub mandatul domnului Bode, poliția caută încă autorii unui atentat cu bombă, lucru care nu s-a mai petrecut în România, iar găsirea e blocată, nu știm ce se întâmplă acolo. Nimeni din actuala putere nu are nimic de spus despre asta. Domnul Bode e o nucă tare, iar ieri în Parlament, moțiunea îndreptată împotriva sa a căzut glorios, final așteptat. Și să nu uităm nici faptul că în mandatul domnului Bode, ofițerii ai poliției române au pus la cale o operațiune de compromitere a jurnalistei Emilia Șercan. Dar poate, zic eu, în rest, lucrurile merg bine. Poate tot ce am rostit în momentul ăsta este politică, atacuri generate la adresa unui ministru de opoziție. Poate, în poliția română, la pompieri și în alte departamente ale Ministerului de Interne, lucrurile merg cât se poate de bine. Aflu totuși că polițiștii merg la un protest legat de salarii joi. Poate însă că dotările din Ministerul de Interne, săptămânile astea, anii ăștia, sunt din ce în ce mai bune și poate că meritocrația și-a făcut loc în același minister. Căci percepțiile noastre pot fi influențate de ceea ce citim, iar România în direct face analize și de la firul ierbii. Dincolo de opinia publică, contează astăzi pe cei care lucrează în Ministerul de Interne să ne spună și care e realitatea acolo, de la bani la decizii, căci așa putem evalua munca unui om. Nu funcție de ceea ce spun politicienii pe culoarele Parlamentului, sau nu, numai funcție de asta. Și am să vă rog să nu confundați dezbaterea de astăzi cu o dezbatere despre un singur om, ci mai ales despre un sistem. Așadar, 0372069599. Cum evaluați activitatea ministrului Bode de la preluarea mandatului? Mai poate fi acesta ministru ca urmare a acuzațiilor formulate la adresa sa, dar ca urmare a muncii pe care o depune. Și, sigur, vă întreb, nu le mai găsim o cale de penalizare a puterii politice care are derapaje de la democrație și de la corectitudine? Nu știu. Să poate studia și chestiunea asta. 0372069599. Astăzi emisiunea noastră e și pe Facebook. Da, și vă mulțumesc că vă uitați acolo. Și o să începem dezbaterea la Europa FM cu Mircea. Salutare, Mircea, bine ai venit la noi.
Salut, Cătălin, bine v-am găsit. Salut și ascultătorii Europa FM. Am avut onoarea și privilegiu să mai intru în direct în emisiunea România în direct, dar mă bucur foarte mult că am putut să intru pe acest subiect, având oarecum ca subiect tangențial și noțiunea de plagiat. Pentru că o să vă explic imediat, plagiatul are niște efecte extrem de perverse într-o societate, niște efecte de care sunt convins că nici doamna Emilia Șercanu și-a dat seama. Să răspund în primul rând la întrebarea pusă în cadrul emisiunii. Nu are cum să fie eficient domnul ministru, de altfel în tot guvernul, mai exact în guvernele, începând cu 2017 încoace, foarte puțini miniștri se ridică la înălțimea și cerințele funcției pe care o ocupă. Foarte puțini. Da, de ce nu poate să fie eficient așa numai pe baza a ceea ce zice opoziția? Poate e foarte bună. Haideți să vă explic care sunt efectele unui plagiat. Imaginați-vă ce înseamnă plagiatul. Ai de făcut o lucrare, ai de soluționat o problemă. Și în loc să spui minte la contribuție, să creezi ceva nou, să vii cu o contribuție proprie, te-a pus și cauți ceva preexistent care ți se pare că seamănă cu ceea ce ai de rezolvat, îl copiezi, îi faci paste în documentul tău, așa, inversezi niște fraze, actualizezi niște date și fără să aduci nimic nou, ți-ai prezentat lucrarea. Mai departe, ajungi profesionist în domeniul respectiv. Ești pus să rezolvi probleme. Te vei comporta exact cum ai învățat să rezolvi problemele. Vei căuta ceva similar sau apropiat de subiectul pe care trebuie să rezolvi, mai învârți câteva cuvinte, câteva fraze, ți-ai pus semnătura și gata, șeful a rezolvat problema. Plagiatul este esența stagnării. Plagiatul înseamnă stagnare pentru că, în acest mod, cei care lucrează astfel nu vor aduce nimic nou, iar rezultatele le vedem pe pielea noastră. Tehnicieni pus să facă niște legi, de exemplu legea energiei, au făcut o lege care se modifică lunar. Sunt incapabili să aducă ceva nou, să creeze ceva nou într-o problemă complexă. Proiecte europene, proiecte de absorpție a unor fonduri, se pleacă de la ceva preexistent, copy-paste și se încearcă adaptarea documentului la o problemă a se soluționa. Contraargument aici în toată povestea asta. Stai. Parlamentul European tocmai a votat pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, 639 de parlamentari din peste 700 au votat pentru accederea României. Și asta înseamnă că domnul Bodeș a făcut treaba, asta înseamnă că sistemele de securitate la frontieră, poliția de frontieră, grăniceri, cum erau cunoscuți, funcționează, domnule, bine. Cătălin, e un efort care se face de 10 ani încoace, nu domnul Bode l-a făcut. Acum când a venit la control, l-a domnul găsit Bode bine. Domnul Bode s-a nimerit să fie în funcție în momentul în care s-a făcut în care s-a votat acest lucru. Iar în ceea ce privește Ministerul de Interne, tare mi-e teamă că afirmația pe care a făcut-o domnul Băsescu în funcție de președinte, când avea încă acces la foarte multe informații, și anume că Ministerul de Interne este cel mai mafiot minister din guvernul României, tare mi-e teamă că este încă valabil. Iar operațiunea de compromat a Emiliei Șercan, care nu a fost un accident, ceva din culpă, ci a fost ceva pus la cale, ceva planificat, dovedește acest lucru. Ok, deci evaluarea ta e negativă, să spunem așa. Adică total negativă, repet, afirmația făcută de președintele Băsescu, din punctul meu de vedere, este încă valabilă, din păcate. Bun, sancționează-l pe domnul Bode, că n-ai niciun mijloc acum. Ce faci ca societate, ca politician? Din păcate, singurele posibilități care ne-au mai rămas de sancțiune sunt foarte rar mijloacele mass media, pentru că sunt din ce în ce mai puțin mijloace mass media independente, și ne-a mai rămas doar votul, la care, din păcate, nu ne prezentăm. Și atunci rămâne sancționați. Mulțumesc tare mult, Mircea. Cătălin, salutare, ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Ne auzim bine sau? Da, cât de cât, ești imers. Dar asta înseamnă că trebuie să vorbești mai tare. Da, da. Mulțumesc frumos. Salutare la toți. Eu stau încă și mă minunez așa de minunăția poporului nostru român. Bineînțeles, din punctul meu de vedere, nici nu știu cum nu pot să mă adresez cu domnul Bode, pentru că cu domnul eu vorbesc doar cu Dumnezeu atât. În rest, la percurs. Dar o să mă adresez cu, nu știu, prietenaș sau tovărășel sau, mă rog, sub formă de glumă, o să înțeleagă. Sper că nu jignesc pe nimeni. Sunt un pic mai mult indignat și o să încerc să fiu cât de cât civilizat. Nu știu ce caută el acolo, nu știu de cine-i pus, nu știu, mă rog, știu de cine-i pus, dar are un toate funcțiile astea pe care le dețin ministrei noștri.
trebuie plătită la un moment dat. Pentru că nu ai cum să ajungi acolo doar așa și să faci ce vrei tu. Mă uit la... Uite, sunt șofer pe comunitate, un amără de șofer pe comunitate. Mă uitam la, la spaniol. Spaniolii au dastre. Poliția spaniolă are dastre. Ce are dastre? Poliția spaniolă are dastre și poliția românească are BMW-uri? Eu v-am zis că din când în când... Poliția... Are dastre, frate. Da. Poliția italiană are Skoda Octavia. Dom'le, eu nu știu, lămurește-mă dacă noi suferim de prostie sau de ticăloșie, da, adică... Nu, uite... de ticăloșie. Okay. Dar bine, că dacă ești ticălos, ești prost. Asta e, deci, punctul meu de vedere. Mă uitam acum, când am ajuns la garaj și chiar m-am uitat. Bă, hai să văd, că până acum nu i-am băgat în seamă că pe noi nu ne prea opresc politicii. Și a trecut unul pe lângă mine, Duster. Hai, domnule, că asta e formidabil. Deci cum, domnule, Spania a cumpărat dastere pentru poliții și noi cumpărăm BMW-uri? Pe bune, deci, exact cum scrie cineva pe WhatsApp aici, suntem o rușine. O rușine. Da. Suntem o rușine. Înțelegeam. Păi, uite, poliția română nu cumpără BMW-uri. Cumpără 10 elicoptere, pentru că noi nu avem autostrăzile din Italia și ce să... Păi cine să urmărește autostradă cu BMW-ul? Că sunt 5, probabil, la oră, care trec de 140-150 la oră. În restul sunt toți, să nu zic cum, sunt toți care merg acolo la 120-130. Că eu vin cu mașina pe autostradă, intru de la Timișoara și vin până la Brașov, că din Brașov. Și văd, sunt, nu știu dacă mă depășesc până la Brașov, mă depășesc în 7-8 ore cât fac. Eu nu știu dacă mă depășesc 150-160, 30 de mașini. Încă nu știu de ce am făcut această achiziție. Care-i logica? E chiar am rugămintea să ne sune cineva din poliție, polițiști de ai noștri. Băi, aveați nevoie chiar de BMW-uri sau de alte mașini? Nu înțeleg. Adică, care-i rostul să ai 600 de BMW-uri după ce ai avut 1000 și ceva de Volkswagen-uri? Nu-s bune mașinile românești sau care-i faza? Cumpără 10 elicoptere, care cred că fac costă mai puțin decât 600 de BMW. Și cu alea 10 poți să ai oameni specializați, nu-l pui pe domnul, nu vreau să jignesc poliția română, dar la fel cum dormea un Logan, dorm și în BMW, acum numai că dorm un pic mai comod acolo. Pentru că exact aceeași chestie. Eu i-am văzut în țară și îi văd de 30 de ani, de 40, de 50 de ani, că am 56 de ani. Și îi văd cum stau și nu fac nimic. Eu mă uit la poliția din Europa care ajută șoferii, învață oamenii care trec la trecerea de pietoni în fugă, stau acolo și îi opresc ei și când se strâng câte 15-20 de persoane când e aglomerat, atunci îi lasă să treacă. Deci, bă, frate, educație, nu face hoție și stai cu parul la colț. Pentru că nu o să găsești niciodată înțelegere la unul care, mă rog, nu toți avem facultate, dar nu o să găsești niciodată înțelegere în populația Îl aștept pe domnul Bode. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin. Îl aștept pe domnul Bode să vină să răspundă la asta, să vedeți cum s-au umplut mesajele. Italia are Alfa Romeo și Fiat. Francezii au Loganuri și dastere ca polițiști. De-abia ne scrie cineva, poliția britanică are BMW-uri. Răspundeți, domnul Bode, la chestiunea asta. Lăsați-o pe aia cu plagiat. O înțeleg că era așa o mare nevoie. Da, puteți să ne sunați ca polițist și să ne spuneți cum e situația în interiorul Ministerului de Interne. Polițist, pompier, poate acolo lucrurile merg bine, domnule, și nu ne dăm noi seama. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Florian, salut, bine ai venit la 0372069599. Alo. Evaluarea domnului ministru Bode astăzi. Bună ziua, încerc să aveam puțin emoții. Vorbesc din punctul de vedere, am lucrat polițist 9 ani și jumătate la IPJ Dâmbovița. Punctul meu de vedere este că aici, în sistemul acesta,
este foarte corupt, se merge pe corupție și dacă îți pui punctul tău de vedere ca persoană că aia nu e bine, că aia e rău, pe o parte și pe alta tot încearcă să se facă să pleci din sistem. Am susținut ce vreau să spun despre corupția din sistem. Am susținut anul trecut în decembrie, pe data de 23 decembrie, examen, din sursă externă, a fost postul scoate la IPJ Covazna, am promovat examenul, am fost testat psihologic, am fost testat sportiv, toate examenele, cum se fac din nou posturi, am reușit să iau examenul personal și după 3 luni de zile îmi răspund că nu am comportamentul necesar ocupării funcției de politist. Ce înseamnă comportament necesar ocupării funcției? Nu știu. Dacă eu am luat examenul psihologic și toate celelalte examene presupun și lucrând și nu am avut, am avut că de aceasta, din cauza de aceasta am fost dat afară. Am avut un examen, un dosar penal, am avut cazier, m-am reabilitat, au trecut 8 ani de când am ieșit din sistem și văd că tot nu s-a schimbat nimic. Deci totul este, ce să zic, este o scârbă, vă spun pe la drept, scârbă de acest sistem. Deci să vedeți unde se poate ajunge. Da, îmi închipui. Da. Și domnul Bode, cum vorbesc, domnule? Dumneavoastră vorbiți de aceste BMW-uri. Haideți să ne gândim, pe timpul lui Boc au fost luate biciclete, domnule, biciclete care zac în posturile de poliție. Le-au dat la posturile de poliție. Nu spun sincer, cu mâna pe inimă, că au fost și în acest sistem numai pe prosteală și pe bagabonțeală s-a mers. Și toate achizițiile făcute... Ia spuneți-mi, domnul Bode, ce zice polițistul de rând despre domnul Bode? Cum îl vede? Nu pot să vă spun sincer, vă spun și eu, sunt șofer ca și așa, interlocutorul dinaintea mea, vă spun sincer, sunt plecat pe comunitate de 8 ani de zile tot, bat Anglia, Franța, aha, Spania, Germania, da, nu spun, germanii au și BMW-uri și poliția engleză, am văzut și Skoda și la poliția cehă și altfel de mașini, dar au și alte infrastructură și alte legi și polițiștii mai bine pregătiți, vă spun sincer. E foarte probabil. Mulțumesc tare mult. Ne scrie un polițist. E necesară această achiziție de mașini. Nu poți ajunge un bolid cu un Logan sau cu un Duster. Încercați să vedeți lucrurile și din altă perspectivă. Eu am pățit-o de nenumărate ori. Sunt multe urmăriri din astea, domnilor polițiști. Ne trimite cineva un fragment din domnul Lucian Bode. Cred că nu mai are sens să vorbim de diploma de doctorat, a eliminat din CV care avea o diplomă de doctorat. Dar apropo, avem un clip cu domnul Bode, ia putem să-l dăm un pic. Niciodată nu am văzut un text ilogic și plin de minciuni, lipsit de coerență, precum cel pe care îl dezbatem astăzi. Un fel de shaorma cu de toate. Vorbim acum despre achiziția de BMW-uri pentru poliția română. Vorbim despre o achiziție care a respectat toate normele legale. A scăzut în ridicol și cu acuzațiile de plagiat și secretizarea tezei mele de doctorat. Nu o contestă nicio voce academică. Da, nu o contestă, nu știu, vedem la sfârșitul săptămânii că domnul Daniel David zicea că verifică cât de repede este rectorul Universității de la Cluj. Vedem dacă o contestă sau nu. Întreabă cineva, are România a situația economică să-și permită BMW-uri? Vă dau alt răspuns pe care l-am primit tot pe WhatsApp. Achiziția e foarte bună, ne spune cineva. Prețul este foarte bun pentru tipul ăsta de mașină. Stați să vedeți cum o să arate servisarea, prețurile la service, zice, uitați-vă acolo, nu la cumpărarea acestei mașini. Andrei, bine ai venit la România în direct. Te salut, Cătălin. Băi, ce să zic decât de Bode, de-al nostru ministru, dacă mi-aduc eu aminte bine, tot în perioada mandatului, cred că era pandemie, lockdown, se purta masca obligatoriu, niște polițiști au oprit un tânăr fără mască, l-au luat, l-au dus în afara Bucureștiului, l-au bătut, literalmente s-au ușurat pe el și l-au lăsat acolo.
Da, știu acest caz. S-a vorbit mult la data respectivă. Nu era legat de mască, era vorba de circulația pe timp de noapte, că erau niște restricții. Da, probabil era vreo restricție, da. Da. S-a repetat același caz cu a doua persoană, da? Ambele au ajuns în presă. Și ce s-a întâmplat ulterior, amândoi au murit misterios, parcă, dacă mi-aduc aminte. Unul dintre ei, n-aș zice că amândoi. Dar unul dintre ei, sigur, asta mi-aduc aminte, așa e, este cazul, relatez bine. Unul dintre cei bătuți de acel grup de polițiști pe un teren viran a murit cu siguranță. Nu mai știu de al doilea. Ce să vă zic? Da. Să vă zic că am un prieten care e polițist și când oprește pe cineva pe stradă, respectivul, dacă dă un telefon mai sus și șeful îi spune, bă, lasă-l, să-l lasă-l în pace, dacă nu îl lasă în pace, îl dă afară, exact cum a zis și interlocutorul. Da, și asta imputăm domnului Bode? Păi da, în condițiile în care tu furi în capul că plagia până la urmă, ori înseamnă a fura, din câte știu. Da. Noi furt intelectual. Cu asta de acord. Acum, asta e o acuzație politică, o să vină universitatea și... No, eu zic că toți sunt o cloacă, PSD, PNL, pe aceeași mizerie, nu știu. Da. Și nu știu, adică nu văd o rezolvare, poate să moară toți, altfel nu pot, nu-mi dau seama cum no, e rezolvare, să știi. E rezolvare, uite, dacă oamenii se adună, vorbesc, protestează. De ce vorbim de domnul Ciucă, stai un pic, de ce vorbim de Bode, hai să vorbim cu domnul Ciucă, am uitat de plagiatul domnului Ciucă, stați un pic. N-am uitat, dar ăsta lui Bode e mai proaspăt. Ce să fac? Nu pot să fac cu el, e mai proaspăt. Eu cred că dacă se amănunțesc un pic toate doctoratele, că numai doctori avem. Și sunt cam agramați așa un pic, domnii doctori. Da. Aici îți dau dreptate. Da. Da. Nu știu, dă-mi o soluție. Uite, zi acum, domnule estimați cetățeni, avem un ministru... Soluția ar fi domnul Bode în locul lui de, nu știu... Are și uricul gros, că altfel nu-mi explic. Plecam de mult, mi-era rușine, nu știu. Dacă ești prost, trebuie să și semnalizești. Adică mi se pare într-un mare fel. Să plece domnul Bode și să, nu știu, să vină niște oameni competenți. Poate pleacă la remaniere odată cu domnul Dâncu. Mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Îmi spune cineva pe WhatsApp, vă uitați mereu la partea goală a paharului. Uitați-vă și la ideea bună, că am prieteni polițiști care au mașini în ultimul hal. Motoare proaste, cilindree mică, mașini ruginite. Faptul că apare acum o mașină nouă, modernă, e utilă pentru mulți polițiști. Alexandru, bine ai venit la România în direct. Astăzi facem evaluarea domnului ministru Bode. Te salut, Cătălin. Știi, eu zic așa, un om care plagiază, probabil, mai mult ca probabil, nu va reuși să atragă în echipa sa oameni de calitate. Fiindcă discutăm despre actul în sine, probabil că ei, mulți se întreabă de ce își fac doctorate acești demnitari. În mare parte pentru că primesc niște sporuri foarte mari odată cu atribuirea funcțiilor în alte sinecuri. Dacă ai doctorat, mai ți se mărește solda cu aproape încă 50%. Ăsta e motivul inițial, că eu sunt convins că acum nu și-ar fi făcut el teza de doctorat, ci a făcut-o cu ceva ani în urmă, când încă nu era doar parlamentar. Și ăsta e motivul pentru care majoritatea își fac aceste doctorate. Problema este, din punctul meu de vedere, că moral, evident, acești oameni nu reușesc să-și facă echipe de calitate, care se răsfrânge după aia în viața noastră a cetățeanului, fiindcă avem parte de un serviciu de poliție rutieră catastrofal, cred că e cel mai slab din Europa și statisticile noastre dramatice vorbesc, e carnagiu pe șosele din România, toată lumea o spune de ani de zile, 2000 de morți în fiecare an și peste 5000 de oameni rămași ologi pe viață cu o pagubă care au documentat-o inclusiv specialiști din Academia Română, că se ridică la peste 1 miliard de euro pagubă economică datorită acestor morți.
din România. Nu mai vorbesc de traumele familiilor. Dom'le, și de atâția ani de zile acest minister nu e în stare să rezolve această problemă când toate țările din jurul nostru au rezolvat-o. Adică inclusiv vecinii noștri, Ungaria. Să ai o explicație. Să fie vorba de fibra morală pe care conducătorii noștri o introduc în sistem. Atunci când, exact cum ai spus tu, atunci când peștele de la cap se împute, pe fir în jos, fibra asta morală se deteriorează și nu mai poți lua măsurile competente. În Germania, un ministru de interne și-a dat demisia doar pentru că a făcut o achiziție neinspirată, nefericită, să spun, de la a unei arme din dotare personală, de la o firmă care s-a dovedit că avea relații cu extrema dreaptă. Cum se pansează ei între ei? Îi vezi cum se pansează ei între ei? Cum își dau onoruri? Cum se aprobă? Cum se acoperă unul pe altul? Pentru că foarte mulți sunt în această situație. Hai să-ți dau un exemplu. Zice cineva așa, 15 secunde. Zice cineva, domnule, dar de ce nu să faci o bază de date cu doctoratele astea ale tuturor, să știm și noi? Domnule, s-a făcut o bază de date. Ministrul Anisie a zis, hai să fac o bază de date. După care în legea aia a apărut o excepție. Ce lucrări să nu apară în baza aia de date? Era așa, cum a zis domnul Iohannis, toleranță zero, dar pe viitor ce a fost în trecut, a fost în trecut. Aia e și cu baza de date a doctoratelor. Da, să știți. Adică tot fibră morală. Da. Pentru că peste exact, tot... Aceste compromisuri morale de imoralitate, de fapt, imorale, ne-au dus pe odată de la cel mai înalt nivel de sus, normal că se restrânge în toată organizația, în tot sistemul. Eu nu l-am văzut pe acest domn ministru odată. Încă o dată spun, când să-l văd plecat în Germania sau în Ungaria, iacă, la vecin, în Austria, cu toată echipa, cu toată conducerea de la serviciul rutier, să zic, domne, ne-am dus la colegii noștri să facem un schimb de experiență ca să rezolvăm altă problemă în România. Pe mine nu achiziția BMW-urilor mă deranjează, dar mă surprinde că în România nu vezi mașini de poliție neinscripționate. Păi eu vreau să vă spun că în ziua de azi e atât de simplu să conduci băut, când pleci, mă refer de la un restaurant, că te uiți pe Waze să vezi unde stă poliția și în cel mai rău caz întrebi niște taximetriști. Mă, unde ați văzut filtre de poliție? Cu aceste filtre de poliție statice nu mai rezolvi problema. Trebuiesc patrule mobile, care evident să nu le faci cu mașini inscripționate, că atunci orice șofer agresiv, cu bolid mare, care își permite ce își permite în trafic, o face fiindcă știe că mașina de poliție sunt doar inscripționate, le vede de la distanță, merge frumusel încetișor în dreptul lor, după ce a trecut, aici începe iar să-i agreseze pe toți. Îți mulțumesc tare mult. E tot o chestiune legată de fibră morală. Pentru că știi că în momentul în care o licitație este câștigată de un apropiat al președintelui, întotdeauna ai semne de întrebare, da? Ori aici ai nevoie de transparență maximă într-o astfel de chestiune. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cătălin, lumea face o confuzie gravă și asta duce la un mare fake news, mi se scrie. Poliția țărilor din vest, într-adevăr, are mașini de clasă low cost sau medie, însă doar pentru acea parte de poliție care își desfășoară activitatea în siguranță publică, poliție locală, poliție de ordine publică, acolo unde nu este uzual să arești după alte mașini. Dar noi aici vorbim de poliție rutieră și de autostrăzi, ori în oricare țară central sau vest-europeană, și am fost în aproape toate, toți au mașini din clasa celei care face obiectul licitației la noi. Adică au BMW, Mercedes, Audi, Alfa Romeo, sigur au și Volkswagen și Skoda, însă au și cele din clasă premium. Problema este clar modul în care s-a făcut licitația, nu tipul de mașină. Uite și un argument care vede lucrurile altfel. Acum, eu ce trebuie să înțeleg de aici? Că 600 de mașini astea sunt pentru numeroasele autostrăzi din România. O să vedem când o să apară pe stradă. Radu, ești la România în direct. Salut! Salutare! Cred că era nevoie și de mașini mai puternice, mașini de viteză. Nu sunt convins că numărul de 600 e numărul potrivit la câte autostrăzi avem noi.
Pe de altă parte, revenind la topicul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, vedeți, avem un ministru cu un doctorat în economie, în energie, și el este pus la interne. Asta arată o problemă de sistem. Cel puțin, din ce date am eu, se pare că sistemul militar românesc, atât polițienesc cât și din zona de armată și servicii, încurajează mai degrabă profesia de pensionar de sistem și nici de cum de profesia de expert, de ofițer, de criminalist sau de militar. Și asta e o problemă pe care sistemul actual nu reușește să o țină în mână, adică nu reușește să o gestioneze. Cum anume o profesie de polițist nu e atractivă și de ce? Care sunt stabilele din sistem? Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră și problema asta a doctoratelor, ea vine pe un fond al nevoii de a câștiga mai mult la stat. Se pare că pentru a câștiga mai mult trebuie să obții mai multe grade, mai multe niveluri prin care să treci. Ori întotdeauna accesiunea către aceste nivele arată o motivație mai mare decât partea la unilor care vor să ajungă mai sus, să facă o carieră sau să câștige un ban în plus. De ce vă zic asta? Știu că pe vremuri discutam cu o colegă care își făcea doctoratul pe bune în psihologie și care a primit sarcină de la profesorul de la vremea respectivă care coordona doctoratul să mai facă încă unul pentru nu știu ce colonel din sistem. Aha. Dacă lucrurile sunt hai să zicem, într-un procent de 10-20% așa, închipuiți-vă că mulți din doctorii pe care avem nu știu nici măcar ce au scris sau de unde s-au inspirat, ce surse au citat. Ce îmi spui tu acum este că e aproape firesc ca domnul Bode să fie patronul acestui sistem, șeful, și că sistemul nu-l va respinge pentru că mare parte din el e așa? De asta vă zic că e o problemă de sistem, adică ar trebui regândit întru totul felul în care vedem o profesie de ofițer în armată sau în servicii sau în poliție, cum anume le permitem oamenilor ăștia să crească pe baza ce, cum diminuăm influența unui rol sau cum potențăm influența unui rol în funcție de rezultate. Eu cam de acolo aș vedea lucrurile, de la performanță. Ori nu știu dacă suntem pregătiți noi să facem o discuție despre performanță și rezultate. Pentru că, vedeți, de fiecare dată cerem bani. Bun, cerem bani mai mult, dar ce oferim la tine? Poți să analizezi performanța și rezultatele ministrului? Chiar mă gândeam când ați lansat topicul ce aș putea zice. Și mi-e teamă că nu se pot zice foarte mult. Eu, ca simplu cetățean, când merg pe stradă, îi văd pe toți că nu respectă regulile de circulație, că aproape că dau cu mașina peste mine pe trecerea de pietoni, că poliția lipsește cu desăvârșire, că sunt scandaluri în presă cu poliția își face de cap sau anumiți oameni au excese, ori astea nu se rezolvă rapid, problemele astea. Deviațiile de comportament nu se rezolvă. M-aș lua după performanță, performanța ministrului, și acolo ce să notez? Domnule, astăzi, repet, sistemul reformat? Are un succes astăzi. Domnul Bode are succes astăzi. Parlamentul European tocmai a zis, mamă, ce granițe sigure are România, hai în Schengen. Dacă nu îl pui la succes, ce să mai faci? Cred că problema asta cu granițele de ce în rezultatele astea le avem de mult. Acum că am menținut calitatea, e într-adevăr o realizare. Doar că, hai să ne uităm, pe de altă parte, nici nu vreau să-l critic pe ministru. Ce obiective i s-au dat? I s-au dat obiective de reformare a sistemului? Nu. I s-au dat obiective de îmbunătățire a regulilor de circulație? Nu. Păi nu prea i s-au dat nici lui obiective. Și atunci discuția e într-un cerc vicios. De unde o pornim? Da. Bună întrebare. Apropo, ce i s-o fi cerut domnului Bode de către domnul Iohannis? Mă gândesc așa. Sau de către domnul Ciucă? Sau de către glorioasa coaliție de guvernare? Astăzi nu ne-au sunat polițiști să se plângă de salarii, probabil că o vor face joi, când au meeting, că înțeleg că domnii de la poliție au meeting alături de cartel Alfa și o să fie acolo în față la Ministerul de Interne. Nicolae, salut! Bine ai venit la România în direct!
Alo? Da, Nicolae, salut. Alo, m-auziți? Da, mai cu curaj, da. Te rog. Da, da, bună ziua, iertați-mă, am destule emoții. Referitor la achiziția făcută de către Ministerul de Interne cu dotarea poliției cu cele 600 de BMW-uri, vorbește un om care din 2001 tot merge prin Europa. Spre exemplu, în Franța, cred că cele mai tari mașini, dacă cu ghilimelele de rigoare, care le are jandarmeria, care se ocupă de partea de circulație a Franței, sunt Peugeot-urile, deci mașinile naționale, Citroen-uri și alte mașini de producție franceză. În Spania, spre exemplu, în Spania există majoritatea, sunt Citroen-uri, au câteva Alfa Romeo și cam atât, să zic, da? În rest, nu, asta ne lipsesc. Ne lipsesc 600 de BMW-uri. Dom'le, zic unii oameni că sunt bune și astea, că, na, la ce dotări are poliția, ne-am luat și noi, în sfârșit, ceva foarte bun. Da, cred că trebuia să umble, decât să ne dotăm cu mașini de ultima generație, mai bine se investea, nu știu, nu neapărat în școlarizarea profesională, în școlarizarea etică, dacă pot să-i spun așa, sau comportamentală a polițistului, pentru că lasă foarte mult de dorit. Vin de 3-4 ori pe an în țară. Vă spun, am văzut foarte mulți polițiști vorbind la telefon, mergând cu mașina, mașina poliției, evident. Bun, dacă e particular, oricum îi cunoaște toată lumea în zona unde locuiesc, fără centuri. Poziția, inclusiv poziția polițistului în momentul când te-a oprit, să fim serioși, Mugur Mihăiescu, sau cum îl cheamă actorul care interpreta rolul lui Garcea, îl reprezenta extraordinar de bine pe polițistul actual care stă în stradă, după poziția care o are în momentul când vine la tine, cu șapca la o parte, cu aerele de superioritate față de tine, că tu ești un muritor de rând. Vă spun, în Spania, în momentul când te-a oprit Guardia Civilă, ai încremenit. În afară de a-i prezenta actele și ceea ce îți cere, nu poți să mai faci altceva. Întâi și întâi că nu-ți permite statutul lui și în al doilea rând... Să vă mai dau eu un exemplu. Libertatea scrie de 3 zile despre un șef, un general din Inspectoratul de Situații de Urgență, da, în care domnul general a mușamalizat un accident, propriul lui accident de circulație, l-a mușamalizat. Asta zice Libertatea de 3 zile încoace. Și asta mă aduce înapoi la comportamente, la ce spui tu, Nicolae, dar și la fibra morală. Da, domnul Striblea, nu știu cum se... Nimeni nu are dreptul să mușamalizeze, cu atât mai puțin un general care ar trebui să fie un exemplu. Dar suntem cazuri pe teritoriul României în care s-au întâmplat accidente, bacă respectivul care era la volan, era ceva rudă cu primarul localității respective, ba nu știu ce, și după un timp a avuit un pic presa, câteva zile, și s-a uitat. Da, mulțumesc mult! Știți ce poveste e astăzi? De ce, sau ce concluzie simplă se desprinde din ea? Nu pot să cer corectitudine și funcționare corectă a unui sistem, fie polițienesc, fie din pompieri, fie din alte părți ale Ministerului de Interne, câtă vreme ai acest tip de probleme la vârful său. Că vorba cuiva de pe WhatsApp, nu ne mai luați de proști, că ne uităm și noi la achizițiile astea, la doctoratele dumneavoastră, la modul în care vă faceți treaba și apoi la pelteaua de răspunsuri și de justificări. Dom'le, păi și mașinile alea sunt bune, că nu e chiar atât de rău, că a fost totul cum trebuie acolo, ba la doctorat că nu e secretizat, că e o mare lucrare importantă, că e doar un atac politic și așa mai departe. Întotdeauna lipsă de claritate și o mâzgă din asta prin care se patinează. Și vine cineva și spune, dom'le, nu, asta e o chestie politică, nu? E un atac politic. La noi lucrurile, de fapt, merg foarte bine. Merg foarte bine și ne facem treaba pe măsura posibilităților. Ia uitați ce rezultate avem aici. E, de asta nu merge treaba cum trebuie, să știți. Ăsta e motivul. Da. Ăsta e votul, vedem la remaniere. Aș pune un pariu că o să fie tot acolo, da, vedem la data respectivă. Sunt Cătălin Striblea și vă mulțumesc, vă doresc spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.